mesajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic, astăzi pornind de la 400 de euro și cu speranța că vom ajunge la 3200. Sper să dăm banii ăștia. Mergem la Onești. Bogdan e acolo. Bună dimineața, Bogdan. Salut, Bogdan. Bună dimineața. Ce faci? Ce să fac? Aștept să intru în direct. De câțiva ani aștept să intru în direct. Cam de când așa? Mai ții minte când ai ascultat prima dată Dublu sau Nimic? În secolul trecut, nu mai știu exact. Adevărat. Bravo. Bine zis. Bine, ești la serviciu, acasă unde ești? Sunt la birou, da. Singur? Nu, sunt cu patru colegi. Bună dimineața, colegi! Bună dimineața! Salutare! Nu știu ce să zic. Dacă vreți, vi zic și pe nume. Te rog frumos, Bogdan. Să nominalizăm echipa. Deci este Janina, bună, cea mai tânără dintre noi. Bună, Janina! Bună! Este Cristi, care bună, este Cristi, aproape de vârsta mea. M-auzit? Cristi, da, auzit. Este Paul, care este cel mai tânăr băiat dintre noi. Bună, Paul! Salut, Paul! Câți ani are Paul? Paul are 30 de ani. Mulți înainte! Și cine mai e? Și este Luminița. Bună, Luminița! Bună! Hai că mi-a plăcut-o. Și cu ce vă ocupați, gata, voi? Bine că nu sunteți 30. Da. Lucrăm la primărie și ne ocupăm de proiecte europene. Da, ce tare. O, frumos! Primăria din Onești. Și care e cel mai mare proiect european pe care îl administrați, mă rog, de care vă ocupați acum? Am avut un proiect în derulare de vreo 12 milioane de lei acum. Dar avem și acum în implementare, așteptăm. Da, care e? Pentru? Extindere și modernizare iluminat public. Foarte bine, bravo. Bun. Bun, hai acum că bănuiesc că n-ai emoții, nu? Dacă ești și cu colegii... Hai, de capul meu, plin de emoții. Uite, vine Luca acum cu niște întrebări simple și eliminăm emoțiile. Lasă emoțiile la o parte, fii atent la colegi, vezi să nu te deruteze, să nu te încurce mai mult decât te ajută. Când sunt mulți colegi, câteodată poate fi complicat. Hai să începem atunci. Mult succes! Mulțumesc! 400 de euro. Bogdan, te concentrezi pentru prima întrebare de astăzi, care valorează un premiu important de 400 de euro, atât cât ar fi într-o ediție normală la a treia întrebare. Așadar, Bogdan și colegii. Dar tu, Bogdan, trebuie să rostești răspunsul final și corect, da? Am înțeles. Cum se numește momentul din an când ziua și noaptea sunt egale în orice loc de pe pământ? Echinocțiu. Ne-ai dat ceva emoții. Nu-i solstițiu? Să vin cu un răspuns. Nu, solstițiu e când e ziua cea mai lungă. Corect. Și la echinocțiu sunt egale. Dar cu echinocțiu aici am simțit tăcerea echipei. Echipa a fost uluită de... întrebarea, că n-am... așteptam să răspundă. Da, uimită de reacția mea rapidă. Deci răspunsul tu l-ai dat. Da. Tu iei bravo, banii. Bogdan. Bravo! 400 de euro! Colegii impresionați. Vezi, scena, colegii auzi? Toți cu gurile căscate. Și momentul fiul ăla din an cu Zilu și Bogdan, calm, asta s-a uitat la ei un pic și a echinocțiu, băi. Bogdan, simt că ne iei mulți bani astăzi, după ediția de astăzi ne ajut și pe noi să luăm niște, să dăm premii din fonduri europene? Da. Nu, din fonduri europene nu. Nu se poate. Bine, ai 400 de euro, trebuie să te decizi dacă dublezi banii ăștia sau... Merge mai departe. Bogdan lucrează cu sume mari. Bravo, da. 400, deci mergem către 800, da? Mergem. 800 de euro. Mamă, ce hotărât e, ne-a toți banii azi. Și eu zic, sunt șanse mari la cum sunt întrebările. Sunt inginer constructor, n-am cum să nu fiu hotărât. Bravo. Bogdan, următoarea întrebare vine de la ascultătoarea noastră Dida. Mie mai trimit ascultătorii întrebări pentru Dublu sau Nimic și le mulțumesc și pe această... Aoleu, astea sunt cele mai grele. Nu e adevărat. Nu că eu le selectez, nu le folosesc pe toate, adică
Adică le selectează pe cele mai grele. Da. Nu e adevărat. Glumim. Întrebarea asta nu e deloc complicată, zic eu. Bogdan, pentru 800 de euro în dimineața asta, spune-ne ce culoare au stelele de pe drapelul Chinei. Roșii. Nu, galbene, galbene. Stai așa să o luăm ușor. Ce culoare are drapelul Chinei? Drapelul Chinei roșu și are stele galbene. Și câte stele roșii sunt pe drapelul Chinei roșu? E plin. E plin de stele, nu? Stele roșii pe drapelul roșu? Iată. Cine te confirmă? Galbene. Cristi ne-a reconfirmat, da, da. Am avut așa o revelație. Răspunsul e tot al lui Bogdan. Da, da, nu că i-a mai zis cineva. Adică deodată s-a auzit un coleg care i-a zis galbene, galbene, bă, nu. Bravo, galbene sunt. Yes. Ai 800 de euro. Domnul inginer, da, aveți 800 de euro. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Cum a facem mai departe? Pe la ureche. A fost... Da, l-am simțit așa. I-am simțit vântul pe la ureche. Da. Eu aș merge mai departe, sincer. Păi cum? Bravo. Păi și ce te împiedică să mergi mai departe? Nimic. Păi mă împiedică nimic. Adică merge mai departe. Bravo, domnule. Ești hotărât 100%, da? Da, da. Bravo. 1600 de euro. Vă mulți, mămic. În pădure o să-mi schimb mașina noastră, așa că... Atât. Și asta e o întrebare de la un contributor, ca să zic așa. De la Dănuț. Dănuț trimite foarte multe întrebări. E pasionat de concursul ăsta, Dănuț din Galați. Trimite și eu iau de acolo, le iau la mână, mai las din ele. Dar asta a fost o întrebare bună și nu e deloc grea, la fel cum a fost și precedenta, zic eu, Bogdan. E cu skepsis, înseamnă. Nu e cu skepsis, e din geografie. Așa că ia-ți aproape colegul talentat la geografie. E simplă, Bogdan. Hai că e mai simplă decât primele două. Și spune-ne, pentru 1600 de euro, Bogdan, ce lanț muntos desparte Spania de Franța? O, Pirinei. Anzi? Spania de Franța. Uite, vezi ce înseamnă? Sunt colegi care de-abia... Verifică, deci, da. Deci cine a zis? Păi s-a dus. Auzi, s-a părut mai simplă decât primele două? Nu, nu, destul de... Da, mă rog, trebuie să ai alea cât de, așa, de așa, noroc. Și consider că ai avut noroc? Da. Ești sigur că Pirinei, Spania și Franța, adică gândește-te bine. Acum, da, mă rog, da, în afară... Pirinei. De acum oricum nu mai contează, dar știu că Pirinei, da. Ai fost prin zonă pe acolo? Nu, până în Pirinei n-am ajuns. În Franța am fost și în Spania, dar nu în zona aia. Unde-i traversat. Da. Mă rog, acum ai bani să ajungi și acolo, dacă vrei, să știi. Yes! Au vine, bă! Ai 1600 de euro în acest moment. Iauzi. Bravo, colegilor! Da, mulțumesc. Am colegi care mă susțin. Un colectiv admirabil. Ai 1600 de euro și o să te rugăm să te concentrezi un pic, să te și sfătuiești cu ei, eventual. O să ai și timp pentru lucrul acesta, pentru că ai mai multe variante pentru minutele următoare. Suntem față în față cu ultima întrebare, cea de-a patra. Prima variantă ar fi să te retragi și să rămâi cu premiul de 1600 de euro. A doua variantă ar fi să mergi mai departe și să dublezi banii și să câștigi 3200 de euro. Și a treia variantă, tot cum mergi mai departe, e însă ne lași nouă 200 de euro din premiul ăsta și rămâi, practic ajungi la 1400, dublați se fac 2800. Și noi îți oferim, în schimbul celor ajutătoare, 200 de euro, 4 variante de răspuns, din care să o alegi pe cea corectă. Acum ai toate variantele, da, Bogdan? Da. Le-ai înțeles pe fiecare? Da, le-am înțeles. Deci faceți o scurtă ședință acolo, cât timp au mai trebuit. Și noi ne întoarcem în 5 minute cu decizia voastră, da? Da, așteptăm. Așa, la prima vedere, cam ce ai vrea să faci? Păi, greu. M-aș retrage, sincer, dar... Eu zic să te gândești. Bine. Gândește-te cât de greu sau cât de ușor a fost până acum
Ultima întrebare e în zona asta, așa. Ai trei variante, ai, la, cu 2800 de euro, uite, primești patru variante și doar una e corectă, da? Da, problema e că emoțiile astea sunt bariera principală. Ai 5 minute. Gândește-te împreună cu colegii și ne întoarcem. 5 minute și 4 colegi. Și exact, 4 colegi. Da. Ai timp să te calmezi. Trezește-te. E timpul să-ți începi ziua. I like humor in the morning. Deșteptarea la Europa FM. 8:51 de minute, ne-am întors la Dublu sau Nimic în deșteptarea. Alături de noi îl avem pe Bogdan de la Unești, împreună cu colegii, cu Janina, cu Cristi, cu Paul, cu Luminița. Trei răspunsuri corecte au venit de la Bogdan până acum. A câștigat 1600 de euro și are trei variante pentru a merge mai departe, două dintre ele, sau pentru a se opri. Bună dimineața din nou, Bogdan! Salut, Bogdan! Bună dimineața! Din păcate trebuie să vă anunț cu regret că mă retrag. Hai, bre, ce mai e 1600 de euro? Stai puțin, stai, cum adică da. Din păcate? Din păcate o să iau 1600 de euro și mă retrag, că nu înțeleg. Din păcate pentru ascultătorii care sperau să merg mai departe. Ce deci... să fac? Eu mă gândesc la toată lumea, nu? Să știi că și eu speram să mergi mai departe. Și sfatul meu, da. Sincer, e să mergi mai departe, că la... Cum ai... Și colega mea, Janina, spera să merg mai departe, da. Fii atent, îți propun așa. Noi zicem întrebarea și dacă știi răspunsul, ne dai nouă banii? Restul de bani, da, vii da. Tu ne nouă restul meu. Da. Nicio dacă logică. Nu știe, dacă nu știe, nu știe. Ce bună e asta. Da. Bogdan, să știi că, uite, dacă te uitai pe Facebook, pe live-ul din studio, găsești acolo multe sfaturi de la ascultătorii noștri. Majoritatea recomandau să mergi mai departe, probabil de dragul da. Jocului. Da. Lor asta fac și eu când ascult la radio, tot așa fac. Recomand să mergi mai departe. Da, da, da. Nu, atâta că tu ai oportunitatea astăzi de a primi asta cu variante ajutătoare și asta contează foarte mult. Adică... Da, asta e o noutate, ce-i drept. Da. Da, nu știu ce să zic. Eu de asta spun că erau, niște bani buni. Ce faci cu, cu 1600? Ce faci cu 1600 de euro? Păi v-am zis, cred că îi păsesc și poate la vară vând mașina și mi-au alta. Și cu, 600. Și cu 3200 ce-i face? Mi-au alta mai bună. Haide, mă, curaj, un pic. Vezi? Curaj, încearcă. Eu zic să încerci asta, să pleci. Serios? De la 2800. Dă-i înainte. Deci, răspunsul tău final, Bogdan, mergi mai departe aici. Sau te oprești? Mă opresc. 1600 de euro, bani frumoși câștigați de Bogdan în dimineața asta. Banii merg la Onești, felicitări. Mulțumesc, mulțumesc. Bravo, Bogdan. Hai că nu e rău, dar bine. Mai avem un minut, Bogdan, ca să vezi ce ai pierdut. Sau ca să vezi cum ai pierdut 1600 de euro. Hai să vezi imediat. Ne ajută Luca. N1200, că sigur ai fi mers cu variante ajutătoare dacă era să continui. Hai, vă concentrați, da? Să fie da, da. Ce variantă vrei să simulăm? Cu variante ajutătoare sau fără? Nu, fără. Fără. Bine. Hai, să vedem. De acum atât ai. Uite, Bogdan. Cărui domnitor îi este atribuită celebra frază "Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau" într-un roman scris de Costache Negruții? Alexandru Vodă Lăpușneanu. Să trăiești. Bravo, felicitări. Bravo. Da, cum te simți, Bogdan? Așa, am senzații împărțite. Am înțeles. Băi, suntem răi acum, dar bucură-te de banii ăștia, ai câștigat 1600 de euro în dimineața asta. Da, vrei să spun și variantele ajutătoare? Erau Mihai Viteazu, Constantin Brâncoveanu, Alexandru Lăpușneanu și Radu cel Frumos. Adică vezi că și de aici te duce cumva către răspunsul corect. Da. Am preferat să nu risc. Felicitări. Băi, foarte bine. Felicitări, până... felicitări. A avut emoții, i-a trecut glonțul pe la ureche, de fapt de vreo două întrebări. Cu steluțele? Și cu steluțele și mai înainte, că a dat răspunsul destul de târziu. E, una peste alta, bun, 1600 de euro, cel mai mare premiu de până acum al ediției. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine luni în deșteptarea la Europa FM.